Frați și surori, aș vrea să vă invit să ascultăm cu atenție un cuvânt pe care îl citesc din Biblie. Și în seara aceasta vreau să folosesc un pasaj din Cartea Judecători, capitolul 2, începând cu primul verset până la versetul 4 și apoi de la versetul 10 până la versetul 19, pagina 261 în Cartea Sfântă a Lui Dumnezeu. Judecător, capitolul 2, începând cu primul verset. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ce să resurpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu? Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și lor vă vor fi o cursă. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe, tuturor copilului lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copilul lui Israel au zis atunci, au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit balilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care scosese din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeu, poporul care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Bal și a starteilor. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur în prejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Domnul a ridicat judecători ca să izbăvească din mâna celor ce prădau, dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți Dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au bătut de la calea pe care urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și ei. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar după moartea judecătorului se stricau din nou, mai mult decât părinții lor, ducându-se după alți Dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Amin. Vă Veți să ocupați locurile. Odată ajuns aici în față, simt nevoia să mă acomodez puțin cu locul acesta și cu lumina care bate în ochi, cu sala și cu dumneavoastră care sunteți aici în locul acesta la închinare. Vreau să vă spun că uneori există ispita ca atunci când te duci într-o biserică mai departe, mai cumva diferită, să spun așa, de biserica unde slujești, simți nevoia, simți nevoia ca în această acomodare să fie și o anumită adaptare a stilului. Să încerci să te adaptezi stilului acolo unde te afli. Eu vreau să vă spun că în seara aceasta nu o să cad în această ispită, nu o să încerc să mă adaptez stilului. Vreau să fiu eu însumi, pentru că dacă aș încerca să mă adaptez stilului, mi s-ar părea că sunt ca David în hainele lui Goliat. Deci vreau să fiu eu însumi în seara aceasta și vă rog să mă acceptați cu stilul pe care îl am și pe care Dumnezeu cred eu că l-a dăltuit cumva în ființa mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, vă aduc salutări de la Cluj și mă bucur că suntem din nou împreună aici în casa lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc și fratelui Crinișor, care m-a invitat să fiu împreună cu dumneavoastră la slujire și la închinare. Mult înainte de a pleca din România, fratele Crinișor mi-a trimis un e-mail, auzind că vin aici la convenție, și mi-a spus fratele elu să nu faci să nu treci pe la noi. Am fixat împreună să fie seara aceasta, seara în care să ne închinăm împreună înaintea lui Dumnezeu. Eu am avut o părtășie cu familia fratelui Crinișor și cu alte câteva familii și... Uh, la un moment dat, băiatul cel mic al fratelui creșor a venit, eram împreună la masă, trebuia să plece undeva, a venit și a zis, frate, vreau să-mi spui ce student a fost tatăl meu. Ce credeți că am răspuns? Am zis, un student de nota 10. Și un student de nota 10 trebuie să fie și un păstor de nota 10. Vă mă rog Domnului Dumnezeu să-L binecuvinteze în slujirea aceasta pe care o face, și să-l însoțească Dumnezeu în slujirea aceasta cu puterea care vine de sus. Deci, mi-am citit un cuvânt din Scriptură, un pasaj din Biblie care este o frântură de istorie. Istoria are de-a face cu oameni și cu evenimente de demult. Cu oameni și cu evenimente pe ca, peste care s-a așternut cumva negura timpului. Și întrebarea se pune dacă în vremea noastră. Noi avem nevoie să ne aruncăm privirea și gândurile undeva în trecut, în istorie. Nu-i destul să ne oprim la prezent, la ce se întâmplă între noi în vremea aceasta, frați și surori. Avem ceva de învățat de la istorie sau nu avem de învățat? Ce ziceți? Știți, există o vorbă care zice: cine nu cunoaște istoria, riscă să o repete. Dar Dumnezeu ne-a învățat prin cartea aceasta. Că toate lucrurile acestea care le s-au întâmplat lor s-au întâmplat pentru învățătura noastră. Au rămas scrise pentru învățătura noastră. Și dacă în seara aceasta am citit un fragment de istorie, am citit fragmentul acesta de istorie pentru învățătura noastră. Și mă rog lui Dumnezeu să ne dea învățătura de care noi avem nevoie. Deci, existența noastră ca oameni pe planeta Pământ este formată dintr-o succesiune de generații. O generație pleacă, cealaltă generație. Vine. Pleacă și generația asta, și vine o altă generație. Vreau să vă spun că în Biserica lui Dumnezeu este la fel. Biserica lui Dumnezeu este formată dintr-o succesiune de generații. O generație se duce și o altă generație vine. E adevărat sau nu e adevărat? Vreau să vă spun, fiecare generație trebuie să-și pună problema relației cu Dumnezeu. În ce relație suntem noi cu Dumnezeu? Nu doar bătrânii trebuie să pună întrebarea asta. Și tinerii trebuie să pună această întrebare. Care este relația noastră cu Dumnezeu? Fac această introducere pentru că, în pasajul pe care l-am citit, spune Sfânta Scriptură că o generație s-a dus din națiunea lui Israel și a venit o altă generație. Generația care a venit, dragii mei, avea o mare problemă în relația cu Dumnezeu. Și o spune Sfânta Scriptură că generația aceasta a părăsit pe Domnul și au surit altor Dumnezei. Adică pentru generația aceasta care a venit acum, după ce cealaltă generație a plecat, Dumnezeu nu mai conta. Nu avea nicio importanță. Și vreau să predic în seara aceasta cu ajutorul Domnului despre generația pentru care Dumnezeu nu mai contează. Acum știu că am o mare problemă aici. Și unii s-ar putea să se întrebe bine, fratele, Elu, pentru cine vorbești. Pentru care generație vorbești? Pentru care generație din locul acesta sau pentru care oameni din locul acesta, Dumnezeu nu mai contează? Vreau să vă spun, nu știu. Dar s-ar putea să fie cineva pentru care Dumnezeu nu mai contează. Și trebuie să ne reevaluăm situația noastră, starea noastră, relația cu Dumnezeu și să întrebăm oare care e relația noastră cu Dumnezeu? Și dacă descoperim cu lumina care vine de la Dumnezeu, Că relația noastră nu e în ordine. În seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să o punem în ordine. Generația pentru care Dumnezeu nu mai contează este mai întâi de toate generația care nu-L cunoaște pe Dumnezeu la lucru. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu este doar un nume pe care să-L punem în cântecele noastre de duminică dimineața sau duminică seara. Dumnezeu este un nume, e adevărat mai presus de orice nume, spune Sfânta Scriptură. Dar nu este doar un nume pe care să-l pun în cântecele mele. Este mai mult decât atât. Deci, mei, Dumnezeu nu este un nume pe care să-l pun în rugăciunile mele de dimineața și seara, dacă mai există rugăciune de dimineața și seara, cel puțin. Deși Dumnezeu este un nume. Și -o spune cartea aceasta, cine rostește numele Domnului, trebuie să se depărteze de fără de lege. Asta spune Biblia, da, frații mei? Dumnezeu este mai mult decât un nume pe care să-l pun în cântecele sau rugăciunile mele. Dumnezeu este o persoană, o persoană pe care trebuie să o cunosc în mod personal. Nu doar că am auzit despre Dumnezeu. Nu doar că am auzit despre ce a făcut Dumnezeu. Trebuie să-L cunosc în mod personal. Aici zice Biblia aici, s-a ridicat o generație care nu cunoștea pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că doar cunoașterea personală a lui Dumnezeu marchează definitiv existența noastră. Doar cunoașterea personală a lui Dumnezeu marchează definitiv existența noastră. Știți, eu v-am zis la un moment dat, Dumnezeule, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar acum? E o altă cunoaștere, frații mei. O altă relație și în momentul în care Iov a zis, acum ochiul meu te-a văzut, a spus el, de acum mă pocăiesc în țărână, în cenușă, în sac. De unde vine această, această, plecare spre pocăință? De la cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Deci, mei, nu există schimbarea vieții doar din auzirea despre Dumnezeu. Chiar dacă ai fost crescut într-o familie de pocăiți și te duci la școala duminicală, chiar dacă ai citit Biblia pentru ochișorii mi sau cine știe ce altă Biblie, schimbarea vieții are loc doar atunci când îl cunoști în mod personal pe Dumnezeu. Când îl cunosc în mod personal pe Dumnezeu. Și când îl cunosc în mod personal pe Dumnezeu, aflu că Dumnezeu este Dumnezeul care lucrează. Vreau să vă întreb, credeți că generația lui Moise Bunoară avea ceva de spus despre Dumnezeul acesta care lucrează? Ce ziceți? Avea sau nu avea? Fiecare evreu din generația aceea putea spune copilor lui după, după, după el. Noi am fost în Egipt, am fost robi în Egipt. Și Dumnezeu a trimis într-o noapte îngerul nimicitor prin țara Egiptului și a trecut pe la poarta noastră. Dar a trecut pe la poarta noastră avea ordin să intre în fiecare casă și să omoare pe întâiul născut. A trecut pe la poarta noastră. De ce? Pentru că era lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, sângele acela care este pus acolo la, la ușă va face pe înger să treacă dincolo, să treacă pe lângă. E lucrarea lui Dumnezeu. Noi să vă întreb, generația lui Iosua avea ce povesti copiilor acestei generații despre lucrarea lui Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu în generația lui Iosu? A zis Dumnezeu așa, ați ajuns la Iordan? Când talpa picioare, picioarul proților se va înmuia în apa asta Iordanului, acelor care duc chivotul, apele Iordanului se vor despica și se va face drum prin Iordan să treceți dincolo, în țara promisă. Luați din Iordan pietre de aducere aminte. Când vă vor întreba copiii voștri ce sunt astea, sunt pietre de aducere aminte. E lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ăsta nu-i Dumnezeu despre care să povestim doar. Este Dumnezeul care lucrează. Dar dacă vine o generație care își știe pe Dumnezeu din povestea bunicului sau a tatălui sau a mamei sau chiar din predica păstorului, credeți că mai contează Dumnezeu dacă Dumnezeu acesta nu e cunoscut ca un Dumnezeu care lucrează? Frații mei, dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul care lucrează, zice Sfânta Scriptură, generația aceasta nu-L cunoștea pe Dumnezeu, nici ce-a lucrat El pentru Israel. Înțelegeți, frații mei? Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul care lucrează, nici nu avem tăria, dragii mei, credința să ne abandonăm în mâna Lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze la problemele mari sau mici ale vieților noastre ale contextului în care noi ne aflăm. Pentru că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu ca pe Dumnezeu care lucrează. Într-o zi, zice Sfânta Scriptură, aici în cartea judecători, un era undeva la câmp și bătea grâul să-l bă, bătea griul în tea, să-l ascundă de frica lui Madian. Urma să vină o năvălire străină peste, peste locul acela. Și a trecut cineva pe acolo și a zis, Domnul este cu tine viteazule. Știți care a fost marea problemă a lui Gideon? Până atunci, îl cunoștea pe Dumnezeu din ce au povestit părinții. Nu-l știa pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul care lucrează. Și-a zis: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate lucrurile acestea? Unde sunt minunile de care ne povesteau părinții noștri? Adică lucrările lui Dumnezeu despre care am auzit doar din povestirea părinților. Vreau să vă întreb, a fost un moment în care Gedeon l-a cunoscut pe Dumnezeu ca pe Dumnezeu care lucrează? Frații mei! Înainte de a-și lua la revedere, omul acela care a trecut, omul acela a zis, omul acela care a trecut pe lângă el, a zis, hai să-ți aduc o jertfă, lasă-mă să-ți aduc o jertfă. S-a dus, s-a venit să pregătească jertfa și în timp ce uh, jertfa aceea, focul acela ardea, îngerul Domnului s-a urcat prin focul acela. Dumnezeu este Dumnezeul care lucrează. N-ar trebui să mă mulțumesc eu și n-ar trebui să vă mulțumiți dumneavoastră, frați și surori, dragii mei, doar să auzim despre Dumnezeul care a făcut ceva cândva, a făcut ceva în istorie. Nu este doar Dumnezeul istoriei, este Dumnezeul istoriei și să vezi pentru asta. Este Dumnezeul prezentului. Și ar trebui eu, și ar trebui copiii mei, și ar trebui dumneavoastră și copiii dumneavoastră să-L cunoască pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul care lucrează. Că nu s-a schimbat Dumnezeu. Iar astăzi și în vecii vecilor, El este Dumnezeu. De aceea trebuie, dragii mei, să-l cunoaștem pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul care lucrează. Generația pentru care Dumnezeu nu mai contează este generația care nu-l cunoaște pe Dumnezeu la lucru. Nu credeți că ar trebui în bisericile noastre, din America sau din România, sau de unde vreți noastră, să rugăm pe Dumnezeu să înceapă să lucreze mai mult. Marea mea frământare, dragii mei, la biserica unde slujesc, este legată de atâtea rugăciuni pe care le ducem înaintea lui Dumnezeu și bine facem că le ducem. Dar pun mereu întrebarea, unde sunt lucrările lui Dumnezeu? Nu că nu sunt. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că sunt lucrări. Dar unde sunt acele lucrări de care ne povesteau părinții noștri pe care aș dori să le văd în Biserica lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul care lucrează. Până mă întreabă copiii, și îmi zic, ne-am rugat pentru asta, ne-am rugat pentru cealaltă. unde e Dumnezeul care lucrează? Pentru că generația copiilor mei are nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu la lucru. Generația copiilor dumneavoastră are nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu la lucru. Pentru că Dumnezeul acesta n-a scăzut nici în iubire pentru noi, nici în puterea de a face ceva. Este același Dumnezeu a atotputernic. Slăviți să fie numele Domnului! Că dacă nu, ascultați-mă bine, generație după generație în Biserica lui Dumnezeu va fi generație după generație pentru care Dumnezeu nu mai contează. Contează doar să fim religioși. Dumnezeu să ne ferească de asta. În al doilea rând, generația pentru care Dumnezeu nu mai contează este generația care nu recunoaște cui datorează prezentul. Dacă v-aș întreba, frați și surori, mai în vârstă, cum sunteți aici sau mai tineri. Cui datorați prezentul pe care l-aveți? Vreau să cred că este un prezent binecuvântat pentru cei mai mulți. Din toate punctele de vedere. Cui datorați prezentul acesta? Simplu de zis, lui Dumnezeu. Doar asta este ce vede Dumnezeu în ființa mea când mă citește pe dinăuntru că lui Dumnezeu îi datoresc prezentul? Știți că Dumnezeu, înainte ca evrei să intre în țara Cananului, a văzut că uh, uh, evrei stau în fața acestui pericol să nu mai recunoască faptul că viața lor se datorează lui Dumnezeu? Și a zis Dumnezeu așa, când veți intra acolo în țara aceea și veți mânca și vă veți sătura și veți avea case și veți avea cirez și veți avea aur și argint, veți nu cumva să uiți pe Domnul Dumnezeul tău și să zici mâna mea le-a câștigat astea? Eu ți-am dat puterea să le câștigi. A zis Dumnezeu. Adică Dumnezeu zice, băgați de seamă să nu cumva să mă scoateți din ecuația existenței voastre. Să mă puneți deoparte. Băgați de seamă să nu uitați cui datorați prezentul. Întrebarea este, dragii mei, chiar credem că lui Dumnezeu datorăm prezentul? Ascultați ce zice Dumnezeu aici sau Îngerul Domnului, ce zice aici în, în pasajul pe care l-am citit. Eu v-am scos din țara Egiptului și v-am adus în țara aceasta. Îngerul Domnului pune înaintea acestor oameni, acestei generații, pune înaintea acestor oameni Egiptul și Cananul. Robia și libertatea, dar pune înaintea lor, dragii mei, trecutul și prezentul. Știți ce vrea Dumnezeu să îi învețe pe acești oameni? Oameni buni. Prezentul acesta mi-l datorați mie. Eu v-am adus aici. E important lucrul acesta sau nu este important? Să știi, lui Dumnezeu îi datorez prezentul. Pății când ajung în starea aceasta să cred că lui Dumnezeu îi datorez prezentul, ajung să cred că Dumnezeu este Dumnezeul care se ține de cuvânt. Adică tot ce zice Dumnezeu, Dumnezeu face. A zis așa aici Îngerul Domnului. V-am scos din Egipt, v-am adus aici. Cum am jurat părinților voștri? Știți când a jurat Dumnezeu părinților lor lucrul acesta, frații mei? Cu sute de ani înainte. A zis Dumnezeu lui Avram într-o zi. Avram e să știi că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Va fi robită 400 de ani. În a patra generație se va întoarce aici pentru că încă nelegerea muriților nu și-a atins apogeul, culmea. 400 de ani! Și Dumnezeu din cer, după 400 de ani, vegează să se țină de cuvânt. Și după 400 de ani, Dumnezeu culege pe Moise de la Oi și îl trimite în Egipt să zică, vreau să vă scot din țara Egiptului. Dumnezeul care se cheamă, eu sunt, m-a trimis la voi că v-a văzut suferința și, și plânsul și vrea să vă scoate de aici. Generația asta. A noastră sau copilul noștri mai crede că Dumnezeu se ține de cuvânt? Într-o zi mergeam de la birou la București spre aeroport cu un frate cu mașina și fratele acest... discutăm până la aeroport când mergem așa, fratele acesta așa deschis în și era tare supărat. Știți de ce era supărat? A zis, fratele lui, greu mai găsești astăzi oameni în biserică oameni dispuși să facă ceva în numele Domnului. Adică dacă chem pe unul să vină la biserică să repare un robinet, trebuie să plătesc. Dacă rogi pe cineva să meargă la o văduvă săracă să repare curentul electric, trebuie să plătesc. Puțini sunt cei care vor să facă numele Domnului gândindu-se că într-o zi Dumnezeu va răsplăti. Și atunci eu am încercat și am dar tu mai crezi în răsplătirea lui Dumnezeu? Și a zis el, conducând mașina, a zis, fratele lui, scrie în Biblia asta și eu cred că Dumnezeu se ține de cuvânt. Dacă a zis Dumnezeu că răsplătește un pahar de apă pe care îl dai cuiva numele Domnului, nu-și pierde răsplătirea. Eu cred că Dumnezeu se ține de cuvânt. Câți de acum din generația aceasta mai cred că Dumnezeu se ține de cuvânt? Dacă cred asta, sunt aici cu grămada care se lucrează la biserică. Că Dumnezeu se ține de cuvânt, într-o zi va răsplăti. Sau s-a ajuns pe un sărac sau pe o văduvă, sau. Da? Dumnezeu se ține de cuvânt. Dar mai mult decât atât. Atunci când crezi în Dumnezeul acesta, că-i datorez prezentul, crezi că acestui Dumnezeu trebuie să-i răspunzi prin ascultare. Nu să stau doar așa să zic, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat prezentul ăsta. Am soții, am copii, am o casă, am mașină, am de toate. A zis Dumnezeu acestor oameni, v-am scos din țara Egiptului, v-am adus aici, prezentul ăsta, mil datorați și v-am spus să nu încheiați legământ cu poporul acesta, cu oamenii de aici, să ne surpați altarele și voi n-ați ascultat de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Îngerul Domnului zice, se datora sau se cuvenea să ascultați de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va da prezentul ăsta. Trebuie sau nu trebuie să ascultăm de Dumnezeu ca răspuns acestui prezent? și soror, ce ziceți? Sănătoși, atât că suntem. Să putem veni la casa Domnului. Să ne putem duce la muncă. Cu o casă, cu familie. Și să-i răspund lui Dumnezeu ascultându-l pentru că El mi-a dat prezentul acesta. Și i-a zis, i -a zis uh, uh, Dumnezeu prin profetul uh, lui David următoarele, următoarele cuvinte sau următoarele lucruri. Eu te-am pus împărat peste Israel. Te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău. Și dacă ar fi fost puțin lucrul acesta aș mai fi adăugat. Adică ți-ar mai fi dat pe deasupra. Cum ai cutezat tu, cu alte cuvinte, să disprețuiești cuvântul Domnului? Adică să-l asculți. Pentru ce am făcut eu pentru tine, pentru prezentul pe care ți l-am dat, David se cuvenea să asculți de cuvântul Domnului. Tu ai călcat în picioare cuvântul Domnului și ai făcut ceea ce ai făcut? Adică n-ai răspuns lui Dumnezeu prin ascultare generația pentru care Dumnezeu nu mai contează. Este generația care nu recunoaște cui datorează prezentul. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să nu spunem asta doar de pe buze, lui Dumnezeu datorăm prezentul. Și asta să se exprime printr-o ascultare fidelă de voia lui Dumnezeu, de ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu, dragii mei, ca fiind voința Lui. Asta înseamnă că recunoaștem cu în prezentul, când ascultăm de Dumnezeu, îi întoarcem lui Dumnezeu ceea ce ne-a dat prin ascultare de El. În rând, generația care, pentru care Dumnezeu nu mai contează este generația care crede că ea controlează lucrurile. Când spun asta, mă refer la faptul că există oameni care cred că ei controlează lucrurile în sensul că ei controlează deciziile, dar și consecințele deciziilor. Adică, dacă vreau să fac un anumit lucru, aleg să fac lucrul acesta, pentru că aleg și consecința care urmează. Știu, pot să controlez consecința. Una urmă, dacă eu vreau să aleg să formez un număr de telefon, aleg și consecința că telefonul va suna cine știe unde. Oamenii aceștia au avut impresia că dacă ei aleg bună să se ducă după alți Dumnezei, controlează lucrurile Știți că asta a fost prima lecție pe care diavolul a predat omenirii, știți? Știți, frații mei? A diavolul că treva, ignoră pe Dumnezeu. Nu ține cont. Întoarce spatele. Alege ce vrei tu să alegi. Că tu controlezi până la urmă lucrurile. Și când alegi asta, nu ți se întâmplă nimic greu. Hotărât nu veți muri, a zis diavolul. Cât timp locul acesta, dragii mei, avem impresia, chiar dacă nu rostim lucrul acesta cu gura noastră, că noi controlăm lucrurile. Câți? Ce ziceți? Oamenii aceștia au avut impresia că ei controlează lucrurile. Și -o spune Sfânta Scriptură, haideți să, să vă citesc din capitolul acesta, de undeva din a doua parte a pasajului citit, Domnul s-a prins de mânie împotriva lor. Și vreau să vă întreb, când Domnul reacționează la comportamentul nostru, la trăirea noastră, putem noi să controlăm lucrurile sau Dumnezeu le controlează? Ce ziceți? Vă duc mai departe. I-a dat în mâine prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașului. N-au mai putut face nimic. Nu mai controlau lucrurile. Și au descoperit dintr-o dată oamenii din această generație că nu ei controlează lucrurile. Dumnezeu controlează lucrurile. Chiar dacă avem impresia că noi le controlăm. Dumnezeu le controlează. Trebuie să fie numele Domnului. Când au descoperit că este altcineva care le controlează, adică Dumnezeu și nu ei, știți ce au început să facă? Ați fost atenți la ce am citit. Au început să strige către Dumnezeu. Dar vă întreb, ei de Dumnezeu aveau nevoie sau doar de izbăvire? Ce ziceți? Generația asta care are impresia că ea controlează lucrurile când dă de necaz. Nu de Dumnezeu are nevoie. Are nevoie doar de mâna întinsă a lui Dumnezeu să-l smulgă din necazul acela. Să rezolve problema, ca așa spune Biblia când au terminat cu necazul, iar s-au dus după alți Dumnezei. Înseamnă că nu de Dumnezeu aveau nevoie. Căți mei, știți, cineva zice așa. Există oameni pentru care rugăciunea este roata de rezervă. Și pentru alții este volanul. Adică rugăciunea o folosit doar atunci când au nevoie să-L cheme pe Dumnezeu în ajutor. Pentru alții rugăciunea este ceea ce le conduce viața. Adică există oameni care au nevoie doar de ajutorul lui Dumnezeu și atunci repede la rugăciune. Mă înțelegeți, frații mei? Că n-au nevoie de Dumnezeu, ci de Dumnezeu ăsta să vină să-și întindă mâna, să rezolve problema. Dar după ce a trecut problema, nu mai am nevoie de Dumnezeu. Faceți surori. Oamenii aceștia, generația aceasta, de aici din Biblie, au ajuns în situația în care să aibă nevoie de ajutor, dar nu de Dumnezeu. Sau să aibă nevoie de ajutor fără pocăință. Fără pocăință de durată. Că atunci când oamenii dau de necaz, când au probleme, dragii mei, aproape toți se pocăiesc. Am văzut și la noi la biserică, au venit prieteni care nu aveau nicio treabă cu biserica dar copilul bolnav, soțul bolnav și-a venit repede la biserică. Să facă Dumnezeu ceva. Să intervină Dumnezeu să le rezolve problema. Dar fără pocăință. Oamenii aceștia, dragii mei, zice Biblia, că cereau de la Dumnezeu ajutorul, păreau că se pocăiesc, cum li se rezolva problema? Se stricau mai tare. Lui Dumnezeu nu pocăință de asta îi trebuie, care ține, cât ține necazul nostru până să se rezolvă. Lui Dumnezeu îi trebuie o pocăință durabilă care să ne ducă până în veșnicie la Dumnezeu. Pentru că pocăința, Lăgei mei, este schimbarea atitudinii noastre față de Dumnezeu. Când am păcătuit, l-am ofensat pe Dumnezeu. I-am ofensat autoritatea, l am ofensat sfințenia. L-am ofensat pe cel care ne-a dus în existență. Când mă pocăiesc, schimb atitudinea față de Dumnezeu, nu pentru o zi, nu pentru două zile, nu până trece în cazul și recunosc pe Dumnezeu cel sfânt și cel să aibă milă. Zicea David, împotriva ta, nu mai împotriva ta am păcătuit, așa că vei fi drept în hotărârile tale și fără vină judecățile tale. Și a zis Dumnezeule, ștergem fără de legile. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Adică nu vreau o pocăință doar care să țină până, până trece necazul. Vreau o pocăință susținută de o inimă nouă, de un interior înnoit, de o statornicie Dumnezeu înaintea ta. Pocăință înseamnă schimbarea atitudinii față de Dumnezeu, dar înseamnă și o schimbare radicală a vieții. Altfel de oameni. Ne-am lăsat de toate lucrurile. Oamenii ăștia nu doar că se întorceau la relele lor, oamenii aceștia făceau lucruri mai rele. Ori pocăința nu e asta că te întorci la, la, lucrurile vechi sau la lucrurile rele. Pocăința înseamnă să trăiești după standardele lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Și în ultim gând, dragi mei, și apoi închei, în al patrulea rând, cred că dumneavoastră vedeți aici pe scrimul <că> scrinul acesta din față, Generația care, pentru care Dumnezeu nu mai contează este generația care face schimbări religioase. Nu să vă întreb, religia sau relegarea noastră de Dumnezeu sau relația noastră cu Dumnezeu ar trebui să se exprime în ce termeni? În termenii bisericii din care fac parte, a denominației din care fac parte sau în ce termeni ar trebui să exprim relația mea cu Dumnezeu? Mei. Ar trebui să se exprime în termenii lui Dumnezeu. Știți asta? Chiar dacă noi facem parte dintr-o biserică locală sau dintr-o denominație unde suntem învățați anumite lucruri, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să se exprime după cartea aceasta. După ce zice Dumnezeu. Pentru că în cartea aceasta lor le-a spus Dumnezeu și nu ne spune Dumnezeu, bună să n-ai alți Dumnezei afară de mine. să i-a zis lui Moise, să faci totul după chipul care ți-a arătat pe munte. Adică ce zice Dumnezeu trebuie să caracterizeze relația mea cu Dumnezeu. Ei nu mai spune Sfânta Scriptură că oamenii acestea, generația aceasta care nu cunoștea pe Domnul, a ajuns să facă schimbări, să se închine altor Dumnezei. Bine, frate, da. Noi nu închinăm altor Dumnezei. Oare? Oamenii aceștia au început, au început să îl neglijeze pe Dumnezeu și nu-mi spuneți că nu sunt perioade de viață sau oameni în perioade de viață care îl neglijează pe Dumnezeu. nu spuneți asta. Dacă în America nu sunt, slavă Domnului, în România sunt. Oameni care neglijează pe Dumnezeu. Și oameni, dragii mei, care se închină unor Dumnezei foarte convenabili. În ce sens? În sensul că nu-ți spun prea multe, nu-ți cer prea multe, nu te amendează dacă ai făcut ce ai vrut tu. Știți Dumnezeu de felul acesta? Fă ce îți place. Se închină unor Dumnezei care au, sau solicită sau cer, dacă vreți, o închinare fastuoasă și fără restricții. Vreau să vă întreb, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, după cartea aceasta, are restricții sau nu are restricții? Ce ziceți? Poți să te închini oricum și să zici că te-ai închinat lui Dumnezeu? Ce ziceți? zice în cartea aceasta și cuvintele ieșite din gura Domnului Iisus Hristos despre care am cântat mult în seara aceasta, pe care l-am onorat prin cântările noastre. Cine se închine Tatălui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. E asta o restricție în închinarea noastră? Sau cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine cu respect. Este asta o restricție în închinarea noastră? Știți deci că Băieții lui Aron și-au permis să meargă odată la, 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 la casa lui Dumnezeu, la cortul acela lui Dumnezeu, să ducă pe altar fără respect înaintea lui Dumnezeu. A fost mulțumit Dumnezeu sau nu a fost mulțumit de ce s-a întâmplat cu peciorilor lui Aron? I au omorât pe amândoi. Pentru că închinarea trebuie făcută cu respect înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult, închinarea trebuie făcută în relații bune cu ceilalți. Sau nu credeți lucrul acesta? Credeți sau nu credeți, frații mei? Pentru ca Dumnezeu să primească ce aduc eu în chinare, este ce aduc eu lui Dumnezeu, ce recunosc eu că este Dumnezeu, poziția lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să primească ce aduc eu lui Dumnezeu în închinare, eu trebuie să fiu în relație bună cu ceilalți, zicea Domnul Iisus Hristos, dacă te duci la altar să-ți aduci darul acolo. Și te duci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo și du-te să te împacă cu fratele tău. Sau cu aproapele tău. Și apoi vină și cu darul înainte lui Dumnezeu. Vă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, o generație se duce și altă generație vine. Fiecare generație trebuie să-și pună problema relației cu Dumnezeu ce înseamnă Dumnezeu pentru generația noastră. Și acum îi întreb pe cei de generația mea și apoi întreb pe cei de generația copilor mei. Ce înseamnă Dumnezeu pentru generația voastră? Că pentru generația asta care a venit după Iosua, Dumnezeu n-a însemnat nimic. Pentru că era o generație care nu-L cunoștea pe Dumnezeu lucrând și vreau să mă rog lui Dumnezeu să înceapă să lucreze mai mult în generația noastră. Pentru că Evanghelia pe care noi o predicăm aici, sau pe care o predicăm în România, sau peste tot în lumea aceasta, are nevoie să fie însoțită de lucrările lui Dumnezeu. Și asta să facă Dumnezeu și în biserica aceasta. Și asta să facă Dumnezeu și în biserica unde slujesc eu. Și peste tot unde se mărturisește numele Domnului. Această mărturie a Evangheliei să fie însoțită de lucrările lui Dumnezeu și de darurile Duhului Sfânt. Pentru că acestea sunt date pentru Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, înăuntru inimii noastre să recunoaștem că Lui datorăm prezentul și să răspundem prin ascultare. Indiferent ce ne cere Dumnezeu să ascultăm. Este stăpân, este suveran, este tatăl nostru, are dreptul să ne ceară. Și noi avem datoria să-i răspundem prin ascultare, pentru că tare mult ne-a binecuvântat din El, dragii mei. Prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și ar trebui să se vadă că sunt pentru El toate lucrurile. Recunoscându-L prin ascultare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca și surori, își vrea ca acest cuvânt al Lui Dumnezeu să rămână și în inima mea și în inima dumneavoastră și în seara aceasta. Aici, în locul acesta, să luăm decizia să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să-L cunoaștem în mod personal, nu doar din ce ne-au povestit alții. Când asta se va întâmpla, dragii mei, mari schimbări se vor produce în viețile noastre. Așa cum s-a întâmplat în viața lui Moise, cum s-a întâmplat în viața lui David, cum s-a întâmplat în viața lui Pavel și altora. Când l-au cunoscut în mod personal pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos, au fost altfel de oameni. Dumnezeu să facă asta cu fiecare dintre noi. Amin.